Ministrul de Interne îl avertizează pe Raed Arafat după tragedia de săptămâna trecută de la Constanța. Lucian Bode a anunțat că va exista o evaluare a tuturor secretarilor de stat. Iar dacă aceștia nu vor mai avea susținerea politică a coaliției de guvernare, atunci vor fi dați afară. Între timp, cei care trebuiau să se ocupe de salvarea femeii căzute de la etaj își caută portițe de salvare. În plină anchetă, unul dintre angajații sub Constanța, responsabil de altfel de logistică, și-a depus dosarul de pensionare. Se pare că ofițerul care vrea acum să-și încheie cariera era responsabil chiar de autoscara defectă din cadrul instituției. Ministrul de Interne susține că evaluarea lui Raed Arafat nu se va face doar în baza tragediei din Constanța. Evaluarea secretarilor de stat nu se face în baza unui incident tragic. Evaluarea activității unui secretar de stat este mult mai complexă și nu am pus în discuție în acest moment evaluarea activității domniei sale.